Salve, dude, și bun venit la un nou episod din Farming Simulator 19 pe barbă neagră! Ochelarii de gaming cu alea așa. Astăzi am stat foarte mult la calculator și încă mai am foarte multă treabă. Dar am zis, băi, trebuie să fac o pauză cu un Farming Simulator și de asta vedeți voi videoclipul ăsta o lecușă mai devreme. Și da, vom avea astăzi la ora 19, adică 7 seara, încă un videoclip cu Farming Simulator 19. Dar aveam poftă, nici nu terminasem pe celălalt dinainte și aveam poftă de încă unul. Și fiindcă mai trebuie să mai stau un picuț, după aia la calculator mi-am luat ochelarii de gaming cu alea așa ca să nu ne obosească retina. Așa, am terminat un teren. Să degolim cu alea așa. Degolim, o fi un cuvânt, degolim? Nu cred că există degolim, nu? E stupid. Degolim, să recunoaștem, e stupid. Bun, nu o să strâng header-ul și nu o să duc combina niciunde, pentru că mai am dita mai terenul în spate de recoltat. Doar că de data asta voi folosi autodrive-ul pentru a descărca combina și sper să funcționeze cum trebuie. În ultima timp mi-am cam făcut fițe așa, nu a funcționat cum a trebuit el. Dar sper să se descurce de data asta mult mai bine. Bugetul nostru, sus, dreapta sus, 200.000 de euro. Așa că știți bine din episodul trecut. Și băi, vreau să vorbim un pic despre treaba asta. Stai așa să-mi termin ideea, doar știți bine din episodul trecut că trebuie să strânge bani pentru a cumpăra fabrica de prelucrare a cărnii. Fabrica de carne. Măcinărie, zice cineva, sau abator, zice cineva, da. Doar că n-ai o fabrică în care se fac și produse de carne, cum ar fi mezeluri, cârnați, da, și așa mai departe. Bun, ce avem aici? 51%. Perfectus. Hai să-l facem pe ăsta, să-l dăm pe automat. Imediat o să vă arăt și cum facem chestia asta. Și da, vreau să vorbesc un pic cu voi despre treaba asta. Băi, canalul în ultimul timp, Doamne ferește, deci n-am văzut așa ceva de 5 ani de zile de când e canalul ăsta în picioare. N-am văzut în viața mea atât de mult feedback pozitiv, atât de multe vizualizări într-un timp atât de scurt. Adică 35.000 de vizualizări într-o zi, like, wow! Sunt uimit de cât de mult vă place Farming Simulatorul și mă bucură treaba asta. Te motivează și un pic altfel atunci când vezi că lumea e cu tine în serie și sunteți atât de implicați în seria asta, deci e absolut fenomenal. Stai un pic să nu-mi pierd ideea. Lași grinzilor unload și venim pe terenul 32. Asta vroiam să fac. Bun, perfectos. Și da, sunteți foarte implicați, adică gândiți alegerile pe care eu le fac, ziceți, mamă, băi, acolo, uite, puteai să faci un pic mai eficientă treaba asta. Dacă luai tractorul ăla, uite, era mai rapid în situația asta, dar într-adevăr poate consuma mai mult sau, pui mei, n-avea de ajuns de mult ca ai putere. Adică gândiți seria asta odată cu mine, ceea ce e fenomenal, nu e doar așa, pur și simplu o serie de divertisment în care vă uitați cu, mamă, cum vine asta, mânci acasă, broski chill. Nu doar așa vă uitați că se joacă unul, merge cu tractorul pe acolo, pe acolo, la 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 la. Nu, frățiorul meu, voi chiar sunteți implicați în serie aici și mi se pare genială treaba asta. Mi se pare absolut genial. E ca și cum, bine, exceptând că nu ies din casă, băi, ca și cum joc cumva cu foarte mulți oameni deodată. Deci cam așa, pentru că și comentariile voastre mă influențează în oarecare măsură, de ce să vă mint? Adică mai citesc un comentariu random care zice, bă, barbă, uite, puteai să iei nu știu ce John Deere și am like, bă, de ce dracu nu m-am gândit la chestia asta? Sau barbă, dacă iei terenul cu tare, nu știu, vă dau niște exemple ca ăstea-mi vin proaste, dar ăstea-mi vin aici. Ce punem, soia sau canola? Întrebare întrebătoare. Hai să punem soia, am pus porumb ultima dată sau să ne facem noi? Hai să punem tot, nu, porumb nu putem, că nu poate semănătoarea asta cu porumb atâta. Ia să vedem dacă mai avem totuși închiriată, nu avem semănătoarea închiriată. Hai să punem soia, asta avem aici în repertoriu, asta facem ca să ducem după aia și la fabrica de lapte de soia. Și da, mă, mi se pare genială chestia asta, știi? Mai multe alegeri pe care le-am făcut în seria asta au fost oarecum influențate și de comentariile voastre și v-am și zis atunci când cineva a zis un comentariu interesant sau băi, uite că aici puteți să faci chestia asta, ok, o punem în aplicare, știi? Sau eu v-am mai întrebat pe voi și de foarte multe ori nu mă aștept neapărat la un răspuns foarte logic pentru că am puțină experiență cum funcționează YouTube-ul și trebuie să recunoaștem, majoritatea comentariilor nu sunt foarte ajutătoare, nu sunt foarte interesante sau logice, dar, bă, parcă de când am revenit cu canalul ăsta și am început seria asta
ați fost reticenți la început cu seria, o preferați cea pe Gamsberg, dar după aia ați văzut că și asta pe Slovak Village e foarte mișto și harta chiar merită. Aici trebuie să-mi dați dreptate că harta într-adevăr e una faină. Ei bine, ușor, ușor, parcă cu toți am început să contribuim la seria asta, implicit la harta asta, și acum e, zic eu, la un nivel foarte mare, după ea ca 39 de episoade, ferma arată în mare fel. Totul făcut cum trebuie, pas la pas. Deci, ce să mai? A mai reușit și Alin să intre cu noi, ceea ce e genial, deci sunt foarte mândru de seria asta și de ce am reușit să facem până acum cu toții. Și ce să mai, îmi place teribil de mult. Aici, cu asta trebuie să închei, deci îmi place teribil de mult. Bun, eu aici semăn și fertilizez în același timp, ok, și pe celălalt, văd că autodrive-ul se descurcă la unload foarte, foarte bine. Genius. Problema este următoarea. Pentru că mie mi-ar fi trebuit Scania. Mie mi-ar fi trebuit bine de tot Scania. Uite de ce mi-ar fi trebuit mie Scania, pentru că eu plănuiam o chestiune chestională. Vreau să mă duc cu alea așa la fabrica de lapte de soia și să încarc cu niște lapte de soia, pentru că am 76 de tone și în momentul de față, fiți atenți la asta, avem un preț la soia, bă nu bun, extraordinar de bun. Hai să dăm un pic timpul pe rapid. De pe tasta 8, îl avem pus pe 120 și să ne uităm un pic cum crește prețul. Nu știu dacă îl duc la 3000, dar bă, 2900 poate se lipește de noi. Poate. 2848, vă dați seama că se merită de n-ai văzut. Acum, întrebarea mea e următoarea. Cu ce vând? Eu am o remorcă specială pentru chestia asta, dar nu am camion. Hai să închiriem într-adevăr un camion, pentru că nu am ce să fac. Aici nu avem cine știe ce. Hai să vedem noi la Trax acolo așa, dacă avem ceva interesant. Vreau și am pus ochii pe acest Unimog de la Mercedes, doar că nu-i camion. Are cuplaj de tractor sau de mașină, dar nu de camion. Așa că nu am ce să fac decât să-l las pe tușe deocamdată. Ce pot eu să închiriez de aici care să mă ajute totuși? Asta știu că nu vă place. Iveco ăsta nu mă ajută că l-aș fi luat. Și cam atâta. Putem să închiriem Kenworth-ul ăsta. Cât mă costă să-l închiriez? 14.000. Ok, am putea să luăm o tură. Luăm o tură să vedem care-i treaba, care-i jmenozelica. Ia un grid ăsta, parcă arată mult mai bine cu gri, dar parcă nu, poate cu negru. Da, negru e clar culoarea lui. Și bineînțeles, culoarea consacrată a canalului ăstuia, și anume, nu orange chrome, ci orange clasic aș vrea. N-am decât mat sau... Nu, trebuie să existe. Uite Stara. Stara e altfel. Stara arată mult mai bine. Zic eu așa. Acum am amintit că noi avem timpul pe rapid, așa că trebuie să mă grăbesc. Deci avem Stara, singurul alt portocaliu pe care îl am aici. Culoarea de la Stara. Ăsta cum e? Roșiatic așa? Bă, nu e rău. Hai să luăm pe ăsta. Dar pare foarte mat. Sau un albastru. Damn, cum arată ăsta. Holy shit. Ok. Mamă, Doamne ferește să-mi placă ăsta. Ok, să-i dau un lis. Doamne, deci ferește-te să-mi placă. O să dau timpul pe normal și hai să vedem aici. Ce zice asta? Driver can't calculate. S-a blocat ăsta, mă. Fii atent, ia uite cum trece ăsta ca trenul, mânceacas, ca trenul. Stai un pic, s-a blocat ăsta, trebuie să-l dau din nou. Și trebuie să mă uit totuși la preț. 2858 este prețul la care s-a blocat. Ăsta este maximul, e genial. E genial, eu vreau să-l vând la 2300-2400, ceva genul ăsta. Pentru că și ăla era un preț foarte, foarte bun. Hai să punem trenul 33. Poate nu va mai avea probleme. Who knows. Uite, acum trebuie să se ducă să descarce. Ia să vedem. Te duci, boss? Ăsta opri motorul. Lola, abia acum. Nu spune cu ei încoace. E un dreapta. Așa. Bun. Chiar dacă se mai blochează el uneori, mă ajută. Dacă descarcă de 2-3 ori deja, pentru mine timpul ăla contează foarte mult. Așa că autodrive-ul, trăiască familia ta. Bun, avem un Kenworth aici. Ia hotel mânceaca. Asta e versiunea modernă, nu aia clasică pe care am avut-o noi acum câteva episoade. Da. LOL. The fuck is this shit?
The hell is this? Când iau stânga sau dreapta, volanul nu se mișcă, nu există nicio animație. What? Mamă, și ce te înșeală designul, uite cât de fain. Are și lumini, nu sunt ele frumoase, dar designul camionului în sine e genial. E că pe afară e absolut superb, ăsta ar merita un update. Sigur ar merita un update. Mă, și văd că se comportă foarte frumos, adică la curbe, genial. N-am animații la apărătoarele de noroi. Bine, am și eu prea multe pretenții, eu n-am nici interior, dar în fine. Într-adevăr, astea, geamurile sunt un pic albăstri. Și eva de genul, uite, se văd și de aici un pic albăstri. Băi, dar el în sine, forma și cum e modelat, mi se pare extraordinar. Uite, are și suspensii care funcționează foarte bine. Ok, nu are un joc sau ceva pe cabină. Ok, uite rezervoarele de motorină și are câte două și pe stânga și pe dreapta. Holy shit. Așa are și în realitate? Nu era pe o parte storage? Parcă se zică pe o parte era storage. Uite, avem chiar animații. Nu animații, ci mâinile stau pe volan. Bă, e prea frumos Kenner-ul ăsta, mă. Bă, ce rău îmi pare că n-are și ăsta un interior. Mamă, deci dacă ar fi avut ăsta un interior, ar fi fost genial. Ce? Bă, cum a intrat, mă, tot în pământ? Cum se poate așa ceva? Bro. Poate să-mi explice cineva ce e asta? Adică, de ce a intrat așa? Că nu... Nu percep. Nu înțeleg de ce a intrat în halul ăsta sub pământ. El ar fi trebuit să aibă coliziune pe cabină? Da, așa. Să vedea că pot să-l îndrept. Ok, cumva s-a îndreptat. Păi și eu n-am coliziune dacă mă urc pe el? N-am! Haide, mă, ce e asta? Haide, bă, neamule, bă, credeam că fac și o treabă cu tine, of. Bă, și era atât de promițător pe cuvântul meu. Are girofar? Nu are girofar. Are claxon, ia să ai puțin să dăm tare ăsta. E. Yeah. Bă, are claxon frumos. Doamne, dar nu pot, nu înțeleg. Deci nu pot să înțeleg. Cum de camionul ăsta arată atât de bine pe din afară? Are chiar și, uite, eșapamentele funcționează foarte bine. Doamne, atât de frumos modelat, vopsit, decorat, accesorizat. Dar nu are interior sau coliziune. N-are nici oglinzi, văd. Ah, și oglinzile sunt fake, vezi? Lol. Și niște erori de textură pe volan cu albastru așa. Doamne! Ok, foarte ciudat, dar acum că l-am luat, bineînțeles că o să-l folosesc pentru a mă duce să vând laptele de soia, pentru că nu, îl vedem așa de afară. Mă folosesc doar de partea aia frumoasă a lui. Văd că combina e full. Lexionul e full și nu o descarcă nimeni. Mă întreb oare ce o face camionul meu. Clar nu bine. Clar nu bine. O să vă arăt o altă formă de a vinde laptele de soia. Că dacă vă amintiți până acum, noi îl vindeam. Alor, am obiceiul să conduc de la volan firar să fie. La camioane din spate, oh man, văd trailerul ăsta lung, știi, și mă deranjează, așa că de obicei mut, comut către volan. Mamă, doamne, cum e! Și Minecraft are detalii mai bune ca asta. Și e... Ăla bun, ăla seamănă, e bine. Și dacă vă mai întins, da, laptele de soia trebuia să-l spawnăm în paleți, evident, după care veneam cu remorcă, cu paleți, cu autoload, o încărcam, ne duceam, vindeam. Și acum o să vă arăt cum putem face asta altfel, fără paleți. Pentru că da, se poate. Harta asta este atât de mișto făcută și atât de complexă, încât avem și posibilitatea asta. Camionul meu se mișcă? Camionul meu se mișcă? Băi, stai-mă un pic. A, iar s-a... Fii atent. Deci am o problemă cu ăsta de ceva vreme. Merge în față și pe aia se oprește prea în față și combina nu poate descărca. Exact aceeași problemă o are și acum. După cum bine vedeți, oprește prea în față. O să oprească la un moment dat, nu? Corect. A oprit, după care iar pornește și face ciclul ăsta încă o dată. E tembel. E tembel, tembel rău de tot. Ce să mai, e foarte, foarte, foarte tembel. Cât avem acum? 75% plin. Păi, o să-i dau tot așa o automatizare. Am observat că face asta când remorca trece de jumătate. Mi-a mai făcut treaba asta. De asta v-am și spus mai devreme. Bă, am o problemă în ultimul timp cu autodrive-ul. Nu funcționează foarte bine la descărcări. Nu știu dacă e de la combină, nu știu de la ce pisici e. Dar ceva știu sigur că nu funcționează cum trebuie și e super mega deranjant.
Ia să vedem, mai are ăsta 17, 16, ok, trebuie să aștept să se descarce combirea ca să-i dăm automat aici. Gata. Și acum mai dăm automat, o gândește? Că acum ar trebui să sucă, să descarce în siloz. Văd că nu pornește. Ba da, acum am pornit. Bun, acum suce și descarcă. Mă rog, mă scutește pe mine de timpul ăsta, măcar, dacă restul nu face cum trebuie. Mamă, dar ce frumos e Kenworth-ul ăsta, oh my god. Oh my god. Nici nu-ți vine să crezi că are prostia asta în interior. Doamne. O să caut să văd dacă găsesc un Kenworth similar cu ăsta pe din afară, modelat așa frumos, dar să fie totul să aibă și un interior. Eu chiar folosesc interiorul la camioane, v-am spus, uite, așa când conduc, deci mi-e nașpa, văd prea mult din remorcă și devine foarte, foarte deranjant. Așa că aș fi preferat altfel. Așa, eu am 75 parcă de tone de lapte de soia și remorca mea, asta din spate, nu suportă decât 60. Asta e o problemuță, că o să trebuiască după aia să vin pentru restul de 15, pentru că da, vreau să vând la prețul ăsta tot. E prea bun, ce vrei? Este prea bun. Bun, avem aici lapte de soia, avem. Păi, hai să o gândim un picuț. Aici avem sticlele, avem... A, 85 de tone acum. Holy shit, pe bune! Broski a făcut atât de repede? Da, mă, 85 de tone. Oh-ho-ho! Pregătiți-vă de bani. Când spawnezi paleți, se vor spawna aici, în hala asta. Dar când nu spawnezi paleți și vii cu remorca, faci asta. Încarci direct în remorcă sticlele. Era mișto să încarci direct în cisternă, știi? Așa era super fain. Și logic un picuț. Avea o cisternă de lapte de soia. Ia să vedem aici când ne apare refilul. A, deja apare. Nici nu trebuie să băgăm foarte mult. Gata, fraților. Și acum o să se încarce cu lapte de soia. Vedeți, jos acolo, da? Soy milk și e în creștere, ceea ce e genial. Așa, hai să vedem rapid așa care este statusul animalelor, pentru că suntem a doua zi practic de la episodul trecut, așa că trebuie să le oferim niște mentenanță. Ok, 62% cleanliness e în regulă, mai rezistă. Aici e problema, problema. Mâncarea de porci. Cât avem aici? 50%. Bun. Ce fac eu acum e să caut tractorul ăla J-Shub. Asta îl vroiam, mă. Ia uite cum vine ăla și descarcă ea. Ia uite cum vine Scania, bă, băiatule, bă, singurelus, așa. Frumos. Și avem? Stai, în stânga am pus remorca, gata. Am pus remorca aici cu gândul că, bă, când au nevoie porcii, să le duc direct mâncarea. Așa, și în momentul de față avem 78.400 de tone, adică 78 de tone, 400 de kilograme de rație misă, mâncare de porculeanu. Ia uite și încărcăm aici frumos. Ia los, ala-i tati. Și într-adevăr, asta, fabricuță, nu știu cum se zice, malaxorul ăsta care amestecă toate orajerele astea, ce-or fi ele, cel fabricuța asta mică, chiar într-adevăr procesează repede și ne dă rația mixtă destul de repede. Linkul în descriere dacă vreți să jucați cu ea, dacă aveți porci care trebuie să hrăniți, acea fabrică se ocupă de chestia asta. Și se ocupă chiar foarte, foarte bine. Ia să vedem aici ce resurse ne-au mai rămas. 23 de tone, 78 de tone, what the fuck? Și aici nu mai avem nică. Deci nu le folosește pe toate la fel. Păi da, mă. Ok. Aici în primar intra grâu, orz sau ovăz. Aha. În regulă. În regulă. Mi-ar fi plăcut să scrie pe jos, știi? Gen soia, mi se pare că soia în mijloc și aici vine porumbul. În regulă, în regulă. Porumb trebuie să mai aducem. Soia văd că ține. Dar grâu ăsta mănâncă... Eu am pus orz data trecută și văd că îl mănâncă chiar bine tot. Ok. Ok, mă așteptam să scadă din toate rezervoarele la fel, dar se pare că nu e așa. Bun, cât avem aici? Nici mai mult, nici mai puțin de 40 de tone aproape. Ok, cu siguranță o să țin porcii fericiți o perioadă. Wow, ce s-a întâmplat cu lagul ăla? Ce s-a întâmplat cu lagul acela? Mamă, ce-mi scad bănișorii, holy shit. Alrighty, chiar îmi scad banii foarte, foarte mult. Am mai făcut eu și eu închiriere și acum cu lucrătorul automat și... stai așa că trebuia în stânga. Și la poștă să facem curățenie, dar nu. E doar vizual. Corect, cleanliness 45%, deci ar mai merge.
E doar vizual nevoia asta. Aoleu, stai să vedem cum ne descurcăm noi cu roțile astea duble firariele. Ăla a fost. Îi dăm IU. I-am zis îi dăm IU. De ce? De ce nu merge? Ah, cred că trebuie să nimerim perfect, nu? Stai, stai. Deci trebuie să fac curat doar ca să pot să le dau de mâncare. Bun, ăsta e, l-am nimerit. What? Îmi ce? Stai așa, poate am noroc mai în față. Uite aici. Gata. Trebuie neapărat să fac curățenie pentru că altfel nu mă lasă să le mai dau de mâncare. Alrighty. Bun, și acum o să vedem și noi. Vezi? O să avem și noi altfel cu alea așa progresul și dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Adică porcii între ei mai culove așa, mai... Plus de altă avem 135 de porci. Eu am luat 100 inițial. Și acum avem 35 peste investiția mea. Așa că hai să facem bani rapid ca să-i ducem la cărnați. Să-i ducem la cărnați. Aia vreau să fac, să vedem cât câștigăm. Hau, hau. Bă, ce-aș mânca niște mezeluri aici, bă. Deci în Spania, unde locuiesc eu. De fapt, nu unde locuiesc eu neapărat. Iar se oprește statembel. Uite-te la el, mă. Deci în Spania oamenii stau foarte, foarte prost cu mezelurile aici și n-ai de unde să-ți iei mezeluri ca lumea decât de la un magazin de români. Și avem un magazin de române aproape, doar că prețurile sunt mai mari decât dacă ar fi mâncare din Spania, știi? Așa că nu luăm tot timpul, luăm ocazional mâncare de acolo și de obicei nu luăm mezeluri, luăm brânză. Este singurul magazin unde poți să iei brânză, pentru că brânza nu e în Spania. Singura brânză de pe aici e de aia mucegăită sau un cașcaval ciudat, deci dubios. Și am o poftă de niște mezeluri de alea autentice românești. Bă, un... Și un parizer, mă, de la nesimțit, știi, de la gros așa. Bă, niște cremvuși. Mamă, și moartea mea în viață sunt cremvuștii. Ai, deci dacă vrei să mă faci fericit, îmi dai cremvuști. Ala e de departe mezelul meu preferat. Ok, tu ar trebui să termin, gata. Bun, acum, ăsta va aștepta aici. Hai să-l ducem un pic mai încoace. Așa. Și o să-l pun... când e aproape combina de terminat de recoltat porumbul ăla, cam pe atunci îl punem și pe ăsta la treabă. Deocamdată va sta pe tușă aici. Bun. Hai că m-am teleportat foarte frumos. Avem 60 de tone. Cum am spus că suportă remorca asta și unde se vindea laptele de soia cel mai bine? La Transport Company. Ia să vedem aici unde e. Cu alea așa. Bun. Hai că știu drumul până acolo. It's a good... Hai să o facem pe aia mai safe un picuț. Și să mergem așa, o coli și o lecușă, și atât. Vreau un episod ăsta, știu că ne suntem deja în 23 de minute în episod, dar vreau un episod ăsta să putem cumpăra fabrica de mezeluri. Uite mă, asta ar fi o denumire mult mai bună, fabrica de mezeluri. Nu? Zic că ar fi genial, fabrica de mezeluri. Da, se și potrivește, ducem porci deocamdată. Na, mezeluri de vacă eu n-am mâncat gen de vită. Am mâncat niște carne de vită, dar nu sunt fan, sincer, nu prea îmi place carnea de vită așa în general, nu știu. Sau cel puțin aia pe care am mâncat-o eu n-a fost excepțională. Eu sunt, I'm a pork guy, eu sunt cu porcul. Așa că deocamdată o să ducem niște porc, nu știu dacă poți să duci păsări. Uite, asta e o chestie interesantă pe care ar trebui să o testăm. Nu știu dacă poți să duci păsări. Acolo la fabrica de mezeluri, da, abator, măcelărie, scrie că duci produse animale, dar nu scrie de care. Mamă, mamă, ce depășire am făcut acolo. Ar fi interesant dacă am testat asta. Dar nu știu cu ce să luăm păsările. Da, stau să mă gândesc și nu vine nimic în minte. N-am decât să închiriez, doar că nu acum, să închiriem o de asta de la animale. De transport. Nu la bailing, mă, ci la animale. Stai un pic. Avem aici cisterne. Păi și de transport, stai un pic. A, uite aici, animal transport. Bun, și o să închiriem o de asta și o să o testăm, să vedem ce și cum și dacă merg și puicuțele. Se pare că nu. A, ba nu. Mi-arată decât oi, dar probabil e o iconiță generică. Gen, mi-arată că oi. Dar sunt reprezentantele animalelor, practic. Așa că e foarte posibil să meargă și găinile.
N-am încercat asta niciodată. Nu, bun. Uite, vezi, aici mi-ar fi trebuit un interior frumos ca să pot să calculez și o ruta, să văd de la volan. Firar. Nu știu ce bătat. Ia să vedem acum bănișorul. Leo bănișorul. Hau, 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 stai un pic. Acilea. Bun, cât se vinde aici? O să se vândă un picuț mai încet, așa că nu mai pierdem noi timpul. Îl oprim pe dubios ăsta, uite și cum merge. O, oleu, doamne. Nu știu, n-am idee de ce facem halul ăsta. Acum văd că nu mai are deloc. O fi terenul prea mare și trebuie un punct, o parcare cumva, poate pe teren. Mă gândesc, n-am idee, n-am nicio idee de ce face chestia asta. Mereu face așa, nu este prima dată, așa că da, m-am obișnuit cu asta. Ia să vedem, e la jumate. În regulă, în regulă. That's bună. Ia să vedem la porci aici. Le-a crescut, suntem pe 23 de tone la porumb. Azi bueno, ok, with go, ok, în regulă. Se pare că asta e rația pe care le-o dă, adică nu sunt astea egale. Adică porumbul greu și soia nu sunt în cantități egale. Ok, trebuie să mai aduc și niște apă din câte văd. Oițele mele sunt ok, nu e ok. Și aici avem puii care tot așa sunt super ok. 171.000 de euro. Bine sau ce? Iar acum voi pune Kenortul ăsta. Băi, ce? Deci n-aveți idee cât de rău îmi pare de camionul ăsta, că nu are... Deci îl luam, vă spun că îl luam, e genial. Dar nu are interior, n-am cum să-l iau dacă nu are interior. Mi se pare anapoda, pur și simplu mi se pare anapoda. Bun, o să mergem și facem bănișori în continuare. Ia să vedem noi fabrica aia de mezeluri. Cam cât ar costa, așa zic și eu. Taș. O, mergi în față. Orientez foarte greu. Gata. Hai să vedem repede, 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 până când nu dau un ceva. Aici, jos. How? 356. Deci nu am bani. N-a cam dat în ceva. Goddammit. Ok. Asta n-a fost bună. Chill, bro. Chill. Chill, 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 chill. 355. Mamă, mă lași. Deci sunt cu 1000 mai puțin. No. Facem bănișorul. Facem bănișorul. Ia să nu uităm acolo la combina. Ok, 36. Bă, dar porumbul cu cât s-o vinde? Că mi-o să mai rămână niște porumb așa și nu prea aș vrea să-l dau la porci. Ia să vedem așa, niște porumb cam cu cât putem vinde. Stai, uite aici. Hop. Puțin. Puțin. Nu mă bag, 700 și 750, nu mă bag, nu mă bag, nu mă bag. Tot așa mai bine vând soia decât, decât porumb. 999, cum era mimul ăla? 999. Bă, da, stai un pic la oraș, la stânga. Așa, ce părere aveți despre remorca asta? Încarcă mult mai fain decât cu paleții, nu te mai chinui cu paleții, nu mai ai lag, e mai... bă, mai rapid nu e. Deci vă pot spune că era mai rapid cu paleții, pentru că îi spawnai cu un click și autoload-ul îl lua instant și îi plasa în remorcă. Așa eu trebuie să aștept să încarce laptele ăsta, dar nu mă deranjează chestia asta foarte tare. Așa, un mic inconvenient, dar nu e cine știe ce. Adică nu renunț la remorca asta din cauza asta. Și tati frumos, îl băgăm colea. Și da, remorca vine cu harta. Și am dat refill. Nu știu exact cât mai avem, dar uite, scrie acolo 20 de tone. În momentul de față mai avem 20 de tone, which is very, very nice. Și mai facem niște bănișori. 11, ok, o să aștept aici, după care o să-i dau auto drive-ul să se ducă singurelos la selling points și transport company. Perfect. Bun. S-a încărcat tot, s-a încărcat. Avem 25 de tone, 666. Stai așa că ne urca pe ăsta. Lor, dar n-are coliziune. Cum așa ceva? Și o să-l pun să se ducă singurelos. Hop. Gata. Vine ceva? Nu vine? Gata. Liber boss. Fugi. Fă bănișorul, fă bănișorul. Așa. Hai să vedem un picuț care este statusul nostru la livadă. N-am mai trecut de ceva vreme acolo și nu știu exact care mai e treaba pe acolo. Să văd dacă serele mele au tot ce le trebuie. Ok, suntem pe verde în stânga, which is very nice. Iar ca și produse, nu avem cantități excepționale pentru că nu le-am vândut de mult. Ok, avem legume, văd că facem mai rapid decât facem fructe. Chiar aș putea spune că aproape de două ori mai rapid facem legume decât fructe.
Cam așa îmi pare mie aici, în rest totul e pe verde. Se pare că consumul resurselor nu este unul foarte mare, așa că ne permite să o luăm ușor. Bun, și aici, ia să vedem ce lână avem. 71 de tone de lână. Și cu ce preț se vinde lână? 1185, nu e extraordinar. E în regulă, dar nu e extraordinar. Am putea să mai așteptăm la lână totuși, că mai facem bani din soia în momentul de față, așa că aș putea să mai aștept. Bun. Acum, hai să mergem să descărcăm manual, pentru că și deoarece nu ne merge autodrive-ul. Hai! Nu avem ce face. Așa, bun. Acum, terenurile au fost recoltate. Sunt curios care este statusul lor, dacă le mai trebuie ceva lime, dacă le mai trebuie ceva. Mai trebuie niște lime pe 27. Sau poate lime-ul apare după ce semeni. În regulă, oricum ar fi, îl vom băga în seamă și vom face chestia asta. Nu știu sigur dacă funcționează lime-ul după ce ai semănat. Asta... oare? Oare home merge treaba asta? Indiferent, luăm un spreader și îl punem acolo să funcționeze. Așa că vedem după aia dacă merge lucrător automat. Ah, da, am pus un garaj aici. Să mai edităm din mașini și să le reparăm dacă nu vrem să o facem din meniu. Avem posibilitatea asta aici. Așa, spreaderul, dacă rămân și el eu, este în garajul de aici, din giratoriu. Coleșa. Dar nu știu exact ce mai are în el. Normal, lime ar trebui să aibă în el. No? A, lol, încă mai avem semănătoarea aia. Jesus. Ok, hai să mergem să luăm niște lime și o să scăpăm. Hazard Transport Company. Oh, da, facem bărișori acum. Facem bărișori acum. Hai să deschidem treaba să băgăm niște lime. Păi îl băgăm din primul rezervor de aici, cu scatele numesc eu. What? Nu de aici? Aș fi jurat că e la fertilizator. What the... Mind blown. Cum? Nu. Cum se poate așa ceva? No, nu mă pune să mă luam la magazin. Corect, eu cu lime niciodată nu luam de aici, mereu mă duceam să încarc de undeva. Oh, ok. Lime avem aici, în stânga, la shop. Oh, man. Și mai avem pe aici, pe sus, parcă pe undeva line, dar la Transport Company, bă, nici nu știu care e mai aproape. Eu am impresia că ăsta ar fi mai aproape la shop. Așa că îl pune aici pe ăsta să se ducă la shop. Du-te, Acilia, și după aia îl opresc eu să încarc cu lime. Oh my god, nu mă așteptam asta. Total neprevăzut. Total neprevăzut. Bun, ia să vedem aici. Descărcamos. Perfect, ia uite câți bani facem. Nice. Și acum cu banii ăștia putem foarte, foarte ușor. Dar aștept să vedem. Helper is blocked by an object. What? Oh, holy shit, mamă, ce aici au făcut așa accident. Cum bă așa ceva? Cum se poate așa ceva? Of, stai așa. Am trecut de 400.000. Ai, de viața mea. Mamă, cât am stricat pe aici. Oho, am luat 73 de mii de euro și avem un total 428.000. Ceea ce e foarte, foarte bine. Acum banii ăștia o să-i dăm, evident, foarte rapid pe altceva, adică pe fabricuța asta. Și am cumpărat-o. Nice. Uite câte deținem acum pe hartă. Nu multe, dar valoroase. Sunt practic cele mai valoroase lucruri de pe hartă. Bun. Du-te tu. Vreau să-l pun doar să descarce. Deci doar atâta vreau. Du-te și descarcă la... Large Grain Silo Unload. Aici, du-te singurelos. Așa. Pe ăsta nu o să-l pun încă să lucreze, dar pe ăsta trebuie să-l ducem acasă, adică remorca, că după aia înapoiez eu Kenworth 2. Și aici ar trebui să dăm și noi hai mai farm 2. Hop. Și ar trebui să se ducă. Mamă, dar cât de frumos poate să fie ăsta. Ziceți voi de noi frumos, mai ales cu culoarea asta pe care am luat-o. Albastru ăsta azul, așa de marin, de aqua. Foarte frumos. Opa. Poți, bro? Am uitat că el nu are coliziune pe bot. Pff, am uitat de complet de treaba asta. Da, nu are un unghi de întoarcere foarte... mare.
Trebuie să o ia ca cu tirul. What the fuck? Bro, ce mă speriai de ăsta? Lol, ce că să angajezi autodrive-ul cu încredere, ia uite. Vine un civil și ți-l pocnește de n-ai văzut. Băi, sper din tot sufletul să se rezolve problema asta în FS21. Să avem și noi un AI ceva mai inteligent. Că ăsta nu e. This is not ok. Așa, unde e ăla, mă? A venit? Bun, ăsta trebuie să ducă să se încarce cu Lime. Dar văd că a luat-o prin altă parte decât presupuneam eu cu ea. În fine, nu prea îmi pasă. Hai să mergem la noua noastră achiziție și anume fabrica de mezeluri. Ce avem aici? Meat Factory, Animals, 0, evident, Empty Pallets, carton și produse de carne. Cum era mai aia? Carnigerie, nu? Sau carnegerie, nu, carnigerie. Sună ciudat, dar cred că zic bine. Dar sună ciudat. Mergi la carnigerie. Da, mă, parcă așa ziceam. Nu mă uceam prea des la carnigerie, așa că... De asta nu știu. Băi, okay, avem și empty pallet și carton. Trebuie să cumpăr 5 de carton care 4 tone parcă fiecare, dacă nu mă înșel. Sau 4 care 5 tone, una din două. Și empty pallet, slavă cerului, avem o grămadă. Așa că o să încărcăm, facem treabă, dar facem treaba asta în episodul următor. Niște random love pentru voi, ați crezut că am uitat. Nu fiți de căcat, nu fiți de căcat. Și până data viitoare, v-am salutat.